Imaginea fața. Asta de început. Mi-a deci spart fața, m-a transportat direct în spațiu. Ia uite-mă. Foarte multă lume crede că are talent. Aici este un test. Și fie te întorci acasă, n-ai pierdut nimic, fie dintr-o dată vieții tale îi se deschide o nouă ușă. Te-ai mai uitat la România au talent, da? E undeva la granița între pericol și divertisment. Dai! 5, 6, 7 și... E timpul. În sfârșit, ăsta-i semnalul. Semnalul. Eu am plecat. Te putea întâmpla rău, băine. Rămâneam în istoria televiziunii. Și-am zburat! Te uiți la mine și mi se inhibă propulsorul de anume. Și-am zburat! A Star is Born! S-a jucat cu gravitația. Este adevărat că undeva în Carpați există poarta interstelară? Mie mi s-a părut o scenă dintr-un film. Cu cine avem onoarea? Cum vă numiți? De unde veniți? Cum ați ajuns voi la această formă? Eu de pe ce planetă întrebam? The Dark Side of the Moon. Nu, planetă sunt. Cred că este unul dintre cele mai bune show-uri și lăsăm modestia la o parte, cred că va fi cel mai bun show de România au talent. Bună seara și bine ați venit la România au talent! Bine ați venit la Românii au talent! Alt tip de interacțiune la masa jurului. E frumos să fie neprevăzut nu numai pe scenă, ci și în fața scenei. Eu vreau să văd toată iluzia, toată nebunia. Patru supereroi, frate. Doamne, dar cât a trecut? Ce dor mi-a fost să fiu aici, să simt din nou emoția asta. Un singur lucru este clar și ar trebui să fie clar pentru toți cei care vin la emisiunea asta. Noi vrem să fie bine. Noi ne dorim ca cei care vin în fața noastră pe scenă să ne surprindă, să ne uimească, să ne emoționeze, să ne facă să râdem, să fie talentul ăla care să te facă să apeși Golden Buzzer. Ăsta e marele secret la România au talent. Să vii, să te așezi pe scaunul ăla, să nu-ți faci niciun fel de grijă, să te bucuri de ceea ce vezi, să spui ce ai simțit. Asta e tot, asta e marele secret. Super! Talent uriaș. Deci, jur, e incredibil ce ai făcut. Bravo! Așa ceva n-am văzut în viața mea. What the f***, man? Și-a început frumusețea, Doamne! Mamă! Câte lucruri mai am de văzut în emisiunea asta. Ce tare au fost! Te-au dat apărul, frate! Mamă, ce tare e! Mamă, fantastic! Ești hoț! Ești mare hoț, te-am văzut de când ai venit! Ia uite-mă! Hai să vezi! Răscoala de la România au talent! Cel mai ușor este să apelezi la adevăr. Eu sper că voi fi apreciat în funcție de această sinceritate a mea. Cred că show-ul ăsta mi-a dat ocazia să fiu mai sincer față și de publicul de acasă, dar și față de cei de pe scenă, mai sincer decât am fost de obicei până acum. Ăsta sunt și cei în gușe și în căpușe. Frumos, mă! Oh my God! Mamă, mamă, Pavel, fii atent cum stă! A început? A început? Hei! Opa!
Dați două păpuși, unde e omul? Bună seara, bună seara! În primul rând, felicitări, a fost absolut excepțional ce am văzut. Thank you. Thank you very much. Superb! Thank you, means a lot. Cu cine avem onoarea? Cine sunteți? Și de unde veniți? My name is Pasha and this is my beautiful, lovely wife, Alena. There is another guy behind you. Yes, that's also me, but without legs. It's good it's you. Yeah, I come from originally from Moscow, Russia. I currently live in the United States of America and San Francisco, California. Cam frumos acolo. Aș vrea să vă întreb dacă artiștii pe care îi aveți în spate au și, adică și ea are o corespondență în realitate, dacă există o Aliona în realitate. Yes, yes, it's actually my wife and I, we performed together for over 25 years. And sometimes she just doesn't show up. And so this is de la costumul ăsta. Superb, da. Este atât de frumos să vedem oameni atât de creativi, știi? Oameni talentați, dar și creativi. Este extrem de spectaculos și este exact ce mă aștept să văd aici la România au talent. Așa că îți mulțumesc că ai venit. Thank you. Thank you. Dragoș, pe tot parcursul momentului am încercat să-mi dau seama ce se întâmplă. Inițial am crezut că sunt două persoane și m-am gândit, băi, dar cum sunt în stare să fac toate mișcările astea? După aia am zis, nu, nu, ea e. Și până mi-am dat seama că n-are cum să fie ea, exact. După aia, nu, stai că e el, nu, stai puțin. Deci n-am reușit până la final când ne-ai revelat mecanismul și șmecheria prin care ai reușit să ne farmeci, nu mi-am dat seama. Așa. M-a dat pe spate momentul. Wow. Bravo! Thank you so much! Boboșca! Trebuie să vă spun că eu sunt un mare băutor de șpriț, adică noi obișnuim să facem vinul alb și din când în când se mai pui apă minerală și de foarte multe ori apa aia minerală adăugată peste vinul alb îi mai ascunde din defecte și poți să bei și să zici, domne, a fost bun. De data asta nu m-am grăbit să adaug sifon și atât de bun a fost vinul ăsta alb pe care l-am gustat fără sifon, așa de la mama lui, încât m-a impresionat total. Aș vrea să vă spun că vă mulțumesc foarte mult că ați ales să veniți și în România cu numărul ăsta și să-l văd și eu aici la România au talent. Ai fost, ești și vei fi probabil și de aici încolo tot de senzație. Mergi în etapa următoare cu 4 de dar. Bravo! Thank you! Thank you! Thank you guys so much! I love you! Thank noi you. Îți mulțumim frumos! You forgot your leg! Băi, cât e de mișto ăsta, mă! Băi, cât e de mișto! Bună! Băi, fii atent cum sunt realizate, deci uitați-vă la păpușile de ceară. Foarte bine arată. E Nicole Kidman și Tom Cruise, nu? Dar li se mișcă și ochii, nu? Da, cred. Ia.
Ce m-am bucurat că am văzut momentul ăsta pe scena noastră. E din seria aia, nu știu cum să zic, ediție limitată, ce vrei tu, seria Platinum, e, nu știu. Ești răsfățat. Când ai așa ceva pe scenă, e o confirmare că scena aia contează. Ați avut actul ăsta la România au talent? Da. Eh, atunci e ok. Faceți și voi parte din Liga aia Select. Cam pe acolo e om. This is a fantastic number. It's very, very unusual. Thank you. I worked so hard. Unusual, yes, yes, unusual. Thank you so much. See you next time. Thank you, thank you. Thank you. Dacă te întâlni cu el așa în întuneric... Cu păpușile? Le dau doi pumni. Te speria Leona aia, dacă te întâlnești în întuneric, îi pumnul în gură, îi dai, fugi. Și lași pe pași. Vin după tine, te urmărește.